Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem la începutul unui nou drum, prin Vechiul Testament de această dată. Să ne aducem însă aminte că până în acest moment am făcut cunoștință cu câteva din cele mai importante cărți ale scripturii. Astfel, după ce am descoperit modul în care a fost creat universul în care noi trăim, care este originea și scopul existenței noastre, am văzut și efectul păcatului intervenit în viața omului. Deși am fost creați pentru părtășie cu Dumnezeu, păcatul s-a interpus între om și Dumnezeu, rupând relația inițiată de Domnul. Mai mult, ca urmare a păcatului, omul este de acum condamnat la moarte. Dar, din acest moment, începe și planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omului. Am văzut apoi modul în care, în acest plan, Dumnezeu inițiază anumite legăminte cu diferiți oameni care erau credincioși prezentând în felul acesta care sunt condițiile prin care omul este izbăvit de păcatul lui. Tot în cadrul acestui plan am observat relația specială pe care Dumnezeu o inițiază cu poporul evreu și cum, prin intermediul lui, ne este prezentat profilul moral al lui Dumnezeu. Acesta a fost prezentat prin cele 10 porunci date de Dumnezeu poporului evreu prin Moise. În conformitate cu aceste porunci, însă, omului este prezentată condiția lui căzută, păcătoasă, precum și incapacitatea lui de a ieși singur din legăturile păcatului. Din această cauză a fost nevoie ca Dumnezeu să se întrupeze și să ia asupra lui păcatul nostru în persoana Domnului Iisus Hristos. Aspectele legate de nașterea, viața, slujirea, moartea și învierea Domnului Iisus le-am descoperit rând pe rând în cadrul Evanghelilor studiate, respectiv cea scrisă de Matei și apoi cea scrisă de Marcu. Domnul Isus a venit să împlinească ceea ce până atunci a fost vestit prin intermediul prorocilor sau prin intermediul jerfelor. El este adevărata jerfă pentru păcatul omenirii. Toate aceste jerfe nu făceau decât să arate omului că este nevoie de una supremă, deosebită, pentru ca noi oamenii să fim mântuiți. În mod special, în Cartea Leviticul, avem de-a face cu jerfele. Așa că itinerarul nostru va marca pentru noi importante aspecte legate de modul în care omul se apropie de Dumnezeu prin intermediul jerfelor și vom descoperi, cu ajutorul Duhului Sfânt, importante aspecte legate de aceste jerfe. Mai înainte de a porni la drum însă, să trecem în revistă întreaga carte pentru a avea o perspectivă cât mai potrivită asupra ei. Astfel, Cartea Leviticului este, în cea mai mare parte a ei, o carte de legi. Legi date de Dumnezeu poporului său pe muntele Sinai, prin intermediul lui Moise, care este și autorul uman al cărții. Cartea acoperă ritualuri și prevederi legate de închinare și multe alte aspecte ale vieții, toate fiind însă în legătură directă cu Dumnezeu. Întrucât prevederile referitoare la preoție și la sistemul de jertfe în care preoții ocupa un loc important, numele cărții vine de la seminția preoțească Levit. Cu toate acestea, cartea nu se adresează numai preoților. Intenția lui Dumnezeu pentru toate timpurile este ca toți oamenii să cunoască și să aplice voia Sa. Deci, cartea era adresată întregului popor în cele din urmă, și, dragi prieteni, nu este adresată și nouă. După cum o să observăm, vom descoperi multe lucruri minunate legate de relația noastră cu Dumnezeu. Cam acesta ar fi în mare cadrul foarte general al cărții, iar anumite detalii le vom descoperi și pe parcursul călătoriei noastre prin paginile ei. Să începem acum cu prezentarea uneia dintre cele mai importante jerfe aduse de om înaintea lui Dumnezeu, arderea de tot. Aceasta este jerfa cea mai veche dintre toate jerfele aduse vreodată de om. A fost jerfa lui Abel, a lui Noe și a lui Avram. Toate jerfele erau aduse pe altarul de aramă, dar pentru că arderea de tot era făcută pe acesta, altarul de aramă se mai numește și altarul arderilor de tot. El și-a primit numele de la această jerfă. Arderea de tot este prezentată prima dintr-o listă de jerfe, datorită importanței și priorității ei. Această jerfă este o imagine a lui Hristos atât prin profunzimea ei, cât și prin moarte. Omul nu poate scruta întreaga semnificația acestei jerfe pentru că ea ne vorbește despre ceea ce vede Dumnezeu în Hristos. Noi nu putem vedea tot atât cât vede Dumnezeu. Avem aici o taină adâncă pe care numai Dumnezeu o poate dezvălui. Arderea de tot, așa cum spuneam, ne arată persoana lui Hristos. El este înlocuitorul nostru. Pavel vorbește despre acest lucru în cuvintele adresate a efesenilor la capitolul 5, versetul 2, unde spune Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jerfă de bun miros lui Dumnezeu. Într-o altă traducere este ca o jerfă de ardere de tot. Dar să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în această carte levitic și începem cu primul verset al ei. Domnul l-a chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul întâlnirii și i-a zis. Deci, dragi prieteni, Dumnezeu l-a chemat pe Moise și acum îi vorbește din cortul întâlnirii. Dumnezeu nu mai vorbește, vă rog, observați, de pe muntele Sinai, în mijlocul tunetelor și al fulgerilor, ca atunci când a dat cele zece porunci. Aici el îl cheamă pe Moise din cortul întâlnirii, pe baza reconcilierii. Este foarte important să remarcăm că Domnul l-a chemat. Chemarea lui este pentru cei care-i aud glasul. Dumnezeu îi cheamă și astăzi pe oameni să se împace cu el. Biserica este trupul celor chemați în afară, și aceștia sunt aleși pentru că sunt chemați. Apostolul Pavel spune: Iudeii, într-adevăr, cer minuni, și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Sunt cuvintele scrise de Pavel Corintenilor în prima epistolă adresată lor la capitolul 1. Chemați nu sunt cei care doar aud, chemați sunt cei care au auzit și au răspuns. Aș vrea să vă întreb ceva, dragi ascultători. L-ați auzit pe Domnul? Dar mai mult, ies și răspuns? Să mergem mai departe. Vorbește copilor lui Israel și spune-le, când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă. Când cineva dintre noi înseamnă, de fapt, oricine dintre voi va veni. Dumnezeu nu este restrictiv când este vorba despre cei ce vin la El. Toți sunt bineveniți. Domnul continuă. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească, fără cusuri, și anume, să-l aducă la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului ca să fie plăcut Domnului. Traducerea acestui verset în limba engleză cuprinde precizarea de bună voie. Darul trebuia adus de bună voie, din propria voință a celui care oferea. Vedeți deci că și aici este vorba despre liberul arbitru, despre voința liberă a omului de a face cum vrea, neconstrâns de Dumnezeu. Domnul Isus a spus, dacă însetează cineva, să vină la mine. Aceasta este o invitație tot cuprinzătoare adresată rasei umane. Nimeni nu este exclus, în afară de cei care se exclud singuri. Domnul Isus spune doar o singură condiție. Dacă însetează cineva. Poate veți spune, dar mie nu mi-e sete. În acest caz, poate că acest lucru nu este pentru voi. Dar dacă vă este sete, Domnul vă cheamă să veniți la El. El vă poate satisface setea. Isaia a mai inclus ceva în invitația lui Dumnezeu. Voi, toți ce însetați, veniți la ape. Este primul verset din cartea Isaia, capitolul 55. Oricine poate veni la Hristos dacă alege să facă acest lucru. Trebuie să existe o nevoie și trebuie să existe o dorință. Dacă le aveți pe amândouă, veniți. Vouă vă este făcută această invitație. Pentru arderea de tot erau folosite două feluri de animale. Animalele din cireade sunt vitele, iar cele din turmă sunt oile. Animalele sălbatice care erau animale de pradă erau excluse. Era interzisă folosirea animalelor carnivore pentru aducerea de jerfe. Animalele care trăiesc de pe urma măcelăririi altor animale nu îl pot prefigura pe Hristos care a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. O altă restricție se referea la faptul că animalul trebuia să fie curat și domesticit. Nu putea proveni din vânătoare. Numai ce era de preț și aproape de inima celui care aducea jerfa putea fi oferit, pentru că această jerfă îl prefigurează pe Hristos. Dumnezeu nu l-a cruțat pe unicul său fiu. Domnul Hristos a suferit pe cruce, dar Tatăl a suferit în ceruri. Restricția finală descopere faptul că animalul adus ca jerfă trebuia să fie ascultător față de om. Iată ce imagine grăitoare! Hristos a fost robul ascultător. El a venit să slujească și să fie ascultător până la moarte. Arderea de tot este jerfa menționată până în vremea Leviticului și era singura jerfa adusă de cei care voiau să-L abordeze pe Dumnezeu. În evreiește ea se numește Ola și înseamnă care se ridică sau care se înalță. Nu cred că este o lipsă de reverență dacă spunem că arderea de tot se înălța în fum. Era mistuită total pe altar și nu mai rămânea nimic din ea în afară de cenușă. Aceasta ne descoperă următorul lucru, și anume, arderea de tot este ceea ce vede Dumnezeu în Hristos. Apostolul Pavel spune tot în Efeseni, capitolul 5, versetul 2, că Hristos este ca un prinos și ca o jerfă de bun miros lui Dumnezeu. Aici, în Levitic, în versetele 9, 13 și 17, aflăm că arderea de tot este o jerfă de un miros plăcut Domnului. Acesta este lucru pe care îl vede Dumnezeu în Hristos. Poate că nu este ceea ce vedeți voi în el sau ceea ce văd eu în Domnul nostru, dar important este ce vede Dumnezeu Dumnezeu se declară mulțumit de ceea ce a făcut Isus Hristos pentru păcatele voastre și ale mele. Dumnezeu este mulțumit pentru că Domnul Isus a plătit întreaga datorie a păcatelor noastre și pentru că El poate să ne mântuiască, dacă credem în El. Întrebarea este: Sunteți voi mulțumiți cu acest lucru? Observați că animalul adus ca jerfă este de sex masculin, ceea ce denotă putere. Această caracteristică vorbește despre faptul că Domnul Isus avea puterea de a mântui și el poate mântui pe deplin. Apoi, darul trebuia să fie fără cusur, ceea ce înseamnă că animalul trebuia să fie perfect. Aceasta ne vorbește despre desăvârșirea lui Hristos. În el nu este păcat, spune Ioan în prima sa epistolă, capitolul 3, versetul 5. El n-a făcut păcat continuă Petru în prima sa epistolă capitolul 2 versetul 22 Cel ce n-a cunoscut niciun păcat este descrierea făcută de Pavel în a doua epistolă către Corinten, capitolul 5 versetul 21 Scritorul epistolei către evrei la capitolul 7 versetul 26 spune despre Domnul Isus că a fost sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși el este fiul prea iubit despre care tatăl a putut spune, în el îmi găsesc plăcerea. Într-o altă traducere, în loc de să-l aducă de bunăvoie, întâlnim sintagma astfel încât să fie primit înaintea lui Jehova. Păcătosul era primit de Dumnezeu pe baza morții animalului care făcea ispășire pentru păcate. Animalul trebuia oferit nu în viață, ci în moarte. Era un imperativ să fie așa. Nu viața neprihănită a lui Hristos și aprobarea noastră ne mântuiește. Numai moartea lui el poate mântui pe cel păcătos. În Evanghelie se spune că la moartea lui Iisus, perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două. Moartea lui a fost cea care a deschis calea către Dumnezeu. Moartea lui Hristos îl mântuiește pe păcătos. Perdeaua din lăuntrul templului reprezintă carnea, trupul pământesc al lui sus spune scritorul epistolei către evrei la capitolul 10. Viața lui desăvârșită ne împiedică să venim în contact cu Dumnezeu. Dumnezeu cer o viață perfectă așa cum a fost viața lui Hristos pe pământ, dar noi nu putem reproduce viața aceasta. Viața lui Isus este standardul. Tatăl a putut spune despre Domnul Isus: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Noi pur și simplu nu ne putem ridica la înălțimea acestui standard. Prin urmare, viața lui Hristos nu ne poate mântui. Ne alungă dinaintea lui Dumnezeu, așa cum perdeaua o oprea pe om să fie în prezența lui Dumnezeu în cortul întâlnirii. Dar trebuie să existe un alt element pe baza căruia să putem veni la Dumnezeu. Și această cale a fost deschisă prin moartea Domnului Isus Hristos. De aceea s-a rupt dacă noi venim la Dumnezeu prin moartea lui Iisus Hristos, calea este deschisă. Moartea lui Hristos este cea care îl mântuiește pe păcătos. Jertfa trebuie adusă de bună voie. Voi nu sunteți obligați să veniți la Hristos. Dar dacă vreți să fiți mântuiți, trebuie să veniți la Domnul nostru. Pentru că Dumnezeu nu mai are nicio altă cale. Domnul Iisus a spus, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Poate credeți că acest punct de vedere este îngust și dogmatic. Ei bine, chiar este, dar vă va duce la Dumnezeu. Nu, nu sunteți obligați să veniți la Domnul. Aici intervine liberul arbitru sau libertatea de voință. Nu sunteți obligați să veniți, dar dacă vreți să veniți, trebuie să urmați această singură cale, pentru că Dumnezeu a ales-o și a decis că este singura. Nu puteți veni la Dumnezeu pe baza propriei voastre neprihăniri. El nu poate accepta neprihănirea voastră. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui, spunea Pavel lui Tit în capitolul 3. La ușa cortului întâlnirii este un alt imperativ. Este locul unde trebuie adusă jerfa. Copiii lui Israel nu puteau aduce jerfa în niciun alt loc, Așa era ferit Israelul de idolatrie. Acest popor se tot simțea înclinat să cadă în idolatrie și așa s-a și întâmplat de mai multe ori până când această închinare la idole a atras asupra lor robia babiloniană. Aici este un mesaj pentru noi. Acest mesaj ne spune să nu presupunem niciodată că putem veni la Dumnezeu în condițiile impuse de noi. Noi nu punem condițiile pe baza cărora suntem primiți înaintea lui Dumnezeu. El este cel care pune aceste condiții. Toți am ajuns ca niște necurați, și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Isaia, capitolul 64. Dumnezeu nu va accepta neprihănirea noastră. Mulți oameni cred că neprihănirea lui Dumnezeu este doar o proiecție la un nivel oarecum superior a neprihănirii omului. Nimic mai fals. Neprihănirea lui Dumnezeu înseamnă sfințenie absolută. Singura neprihănire pe care o va accepta Dumnezeu este neprihănirea lui prin credința în Hristos. Și pentru aceasta nu putem face noi nimic în afară de a crede. Nu o putem cumpăra. Dumnezeu nu ne poate accepta sărmana noastră neprihănire, pentru că nu are nicio valoare. Jerfa trebuie adusă la ușa cortului întâlnirii. Dragi prieteni, nu există altă cale pe care să veniți la Dumnezeu în afară de calea lui. Domnul Isus a spus: Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și este important, dacă trebuie, mai repetăm lucrul acesta, pentru că este singura cale prin care omul ajunge la Dumnezeu. Dar să ne întoarcem la versetul 4 din cartea Levitic. Să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. Să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot. Un comentator a afirmat că acesta este un act de numire sau de desemnare. Descoperim același lucru și în Cartea Levitic, capitolul 24, versetul 14, unde se spune că martorii trebuie să-și pună mâinile pe capul celui ce a hulit înainte ca acesta să fie ucis cu pietre. Moise și-a pus mâinile peste Iosua desemnându-l astfel ca succesor al său. Punerea mâinilor pe capul animalului simboliza un transfer, în conformitate cu dispozițiile lui Dumnezeu, de la cel care aducea jerfa la victima nevinovată. Prin urmare, victima lua locul celui care aducea jerfa și suferea tratamentul cuvenit celui care păcătuia. Cu alte cuvinte, când omul punea mâna pe capul animalului care urma să fie înjunghiat, îl punea pe acesta să ia locul său. Omul mărturisea că merită să moară. Dragii mei prieteni, când îl primiți pe Domnul Isus ca mântuitor personal, declarați că sunteți păcătoși și că nu vă puteți mântui singuri. Cu alte cuvinte, sunteți de acord cu Dumnezeu care spune lucrul acesta. Vreți însă să vă întoarceți de la păcatele voastre la Dumnezeu și să trăiți pentru El? Moartea animalului jerfit era substituționară, pentru că el murea în locul omului care l-a ducea ca jerfă. La fel a făcut și Hristos pentru fiecare dintre noi. Când îl primiți pe Domnul Isus, vă puneți mâna pe el și îl numiți Mântuitorul vostru. Mulți oameni cred că există un merit deosebit în acest gest de punere a mâinilor peste cineva. Ei sunt convinși că este un act mistic, prin care are loc un transfer de putere. Dar nu este vorba de așa ceva. Când noi, ca păstori ai bisericilor, ne punem mâinile peste un misionar, așa cum a făcut biserica din Antiohia cu Pavel și Barnaba, îl desemnăm pe acel frate să meargă în locul nostru ca reprezentant al nostru. Hristos a luat locul fiecăruia dintre noi. Aceasta este semnificația următoarelor cuvinte ale apostolului Pavel. El a făcut păcat pentru noi. Și apoi el îți mai spune, a fost dat din pricina fără de legilor noastre. În evrește acest să-și pună mâna pe capul dobitocului înseamnă a se lăsa cu toată puterea asupra altcuiva. Mânia ta mă apasă, spune psalmistul. Această parte a ceremoniei vorbește despre ispășire și despre acceptare prin moartea victimei, și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el, a spus Dumnezeu. Am mai spus că ispășirea înseamnă a acoperi nu a înlătura, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele, spune scritorul epistolei către evrei în capitolul 10. Numai mielul lui Dumnezeu poate să șteargă păcatul. Această jerfă era făcută în mod public. Omul care aducea jerfa venea la cortul întâlnirii, la ușa cortului și înjunghea animalul înaintea Domnului. Era un act făcut în public. Este nevoie ca un păcătos să-l mărturisească pe Hristos în public. Prin credință ne punem mâinile peste Hristos, dar publicul are nevoie să știe că o facem. Cred că acesta este, în primul rând, semnificația botezului în prezent. Botezul înseamnă a fi identificat cu. Aceasta este o mărturisire publică referitoare la identificarea noastră cu Hristos în moartea și în învierea sa. Dragii mei, acesta este motivul pentru care botezul cu apă este atât de important în biserica primară. Dar, dragi prieteni, să medităm asupra acestei jerfe. Ea ar fi trebuit să ne consume pe fiecare dintre noi. Dumnezeu a dat un înlocuitor în vechime prin animal, dar apoi l-a dat pe Domnul Isus Hristos pentru noi toți, pentru toți oamenii. Invitația lui este valabilă și astăzi. Depinde de tine dacă simți că ești păcătos, într-adevăr. Dacă ești de acord cu ceea ce spune Dumnezeu, pentru că el spune că noi toți suntem păcătoși. Dacă da, atunci jertfa aceasta este la îndemâna ta. Singurul pas pe care trebuie să-l faci este să crezi. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.